Stimați tineri, frați și surori, dragi prieteni, sunt foarte bucuros că Dumnezeu mi-a îngăduit să revin în Trossingen, să vă revăd, să vă reîntâlnesc și să petrecem împreună în aceste trei zile, căutându-L pe Dumnezeu și încercând să ne rezolvăm problemele pe care le-am ascuns în sufletele noastre. Cândva, cu mult timp în urmă, am fost la vârsta voastră, și vârsta aceea pentru mine a rămas în urmă. Am fost cândva ca voi, dar voi încă nu sunteți ca mine. Probabil că dacă Domnul nu vine, veți ajunge cândva și voi aici. Și așa cum eu în seara asta și voi atunci, veți privi înapoi și veți avea o capacitate mai bună să vedeți unde ați greșit și unde ați făcut ce trebuie. Adevărul este că atunci când noi ne pocăim, Dumnezeu ne iartă păcatele, dar consecințele rămân. Ele rămân ca să le suportăm, să le plătim așa cum facem cu ratele lunare de la bancă. Din acest motiv vreau să apreciez în mod insistent faptul că Biserica Philadelphia, conducerea bisericii, pastorul bisericii Adi Flora, are viziunea aceasta să creeze evenimente ca acestea, care au magnetism mai mare decât un serviciu divin obișnuit. În primul rând pentru faptul că iese din decor. Lucrurile care se repetă prea mult, ele creează rutină, obișnuință și nu mai prezintă curiozitate, nu mai prezintă uimire, drept pentru care ne plictisesc. Evenimente ca acestea, fiind în alt loc, organizate într-un alt fel, creează pentru noi o anumită doză de curiozitate, drept pentru care venim cu alte așteptări. Și vreau să-i mulțumesc frumos pentru efortul pe care îl face pentru cheltuială și pentru faptul că vă creează oportunitatea aceasta să veniți aici. Știu că unii dintre voi nu sunteți pregătiți să veniți, dar ați venit. Știu că nu sunteți pregătiți să luați și să puneți în sufletul vostru. Sigur că vă puteți uita după fete și după băieți și lucrul ăsta trebuie să-l faceți. Eu vă recomand să nu faceți lucrul acesta acum și acum să facem altceva. Să ne gândim un pic la noi. Dacă vouă nu vă pasă de voi, este greu de crezut că altcuiva o să-i pese. Ați ajuns la vârsta la care sunteți în stare să luați decizii personale care vă vor defini viitorul. Ar trebui să manifestați mai multă responsabilitate. Este vreme de râs în viață, dar sunt și momente în care trebuie să devenim serioși, solemni și să ne gândim ce vrem, cum vrem să arate viitorul nostru. Să știți că nimeni de pe fața pământului nu e dispus să-mi creeze mie un viitor ca acela pe care eu îl doresc. De aceea eu trebuie să mă ocup de lucrul acesta. Eu m-am născut undeva în sudul României, sub București, pe malul Dunării, cu vreo 61 de ani în urmă. Părinții mei au divorțat imediat după ce eu m-am născut. Judecătorul m-a dat în grija mamei, tata a plecat, însă mama m-a dat în grija mamei ei și bunica mea m-a crescut. Am avut o copilărie fără prea multe bucurii, așa cum au copiii care au părinți, însă tocmai starea aceasta de anonimat, de singurătate, uneori de suferință, m-a pus în situația să încep să mă îngrijez de mine de la o vârstă prematură. Așa se face că astăzi vreau să vă spun că este vremea să vă ocupați de voi. Este vremea să vă gândiți ce vreți să faceți cu viața voastră, că mâine o să aveți 30 de ani, peste două zile o să aveți 40, peste încă două, trei zile o să aveți 50 și va trece viața. Vă chem în seara asta să vă folosiți discernământul și să lăsați ca sufletul vostru să simtă prezența lui Dumnezeu. Vă chem să vă gândiți la lucrurile care se vor spune și să lăsați inima voastră să simtă prezența Domnului. Poate că ești într-o perioadă bună, ai bani, ești respectat, ai un loc de muncă, poate că ești în partea cealaltă, dar indiferent unde ești, în seara asta ești în prezența lui Dumnezeu. Am intenția să citesc un scurt pasaj din Scriptură și apoi o să spun câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în inima mea gândindu-mă cu luni în urmă că o să ajung în seara aceasta aici împreună cu voi. Vreau să știți că respect timpul pe care îl folosiți să fiți aici.
Știu că ați avut multe alternative și unele dintre ele erau mai impresionante decât să veniți la biserică. Însă voi nu ați venit la biserică, voi ați venit într-un loc în care îl întâlniți pe Dumnezeu. Pentru că atmosfera aceasta este creată pentru voi, iar Dumnezeu se ține de cuvânt și vă iubește. Dacă anii pe care îi aveți vi-ar fi dat guvernul, probabil că nu mai erați în viață. Însă Dumnezeu vă iubește și simplu fapt că v-a chemat aici este încă o manifestare a iubirii Lui. Dacă aveți Biblia la voi, probabil că o aveți pe telefon sau în alt fel, aș vrea să vă rog să deschideți în cartea Eclesiastul, vă știți că există acolo un pasaj care de obicei se citește la întâlniri de tineri, vrând să pună în evidență responsabilitatea tinerilor de a face alegeri. Așa că o să citim din Eclesiastul capitolul 12. Începem cu versetul 12. Vreți să vă ridicați, vă rog frumos? Mulțumesc! Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai termina și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Amin. Tată Ceresc, ne-am strâns în sala aceasta care de obicei este folosită pentru alt gen de evenimente, dar declarăm sala aceasta un loc al prezenței tale pentru următoarele întâlniri, inclusiv pentru întâlnirea asta. Doamne, știm că nu ne calificăm în fața ta ca să vii la noi. De aceea apelăm la numele glorios al Fiului Tău, Iisus Hristos. Și în numele Lui, în numele faptului că a acceptat să moară pentru noi, te rugăm frumos să vii în mijlocul nostru și să ne binecuvintezi. Doamne, atinge-te de tinerii aceștia. Atinge-te de trecutul lor și iartă-le păcatele. Atinge-te de prezentul lor și inspiră-i cu privire la alegerile care le vor defini viitorul. Și atinge-te de viitorul lor și binecuvintează-i. Te rog frumos, binecuvintează pe fratele păstor și conducerea bisericii. Și răsplătește-i pentru viziunea pe care au primit-o de la tine. Să creeze evenimente la care oamenii vor veni să stea în fața lui Dumnezeu. Binecuvintează, Doamne, te rugăm prin Duhul Sfânt, cuvintele care se vor spune. Și potrivește-le Tu, că Tu ești Dumnezeu, pentru nevoia fiecăruia. Probabil că aici sunt băieți sau fete răniți, rănite, confuzi, căutători, poate neîmpliniți. Te rog în numele Domnului Iisus, apleacă-te până la nivelul conștiinței și sufletului lor. Șterge Tu lacrimile lor. Așează mâna Ta străpunsă de cuie peste creștetele capetelor lor. Și fă din fiecare băiat sau fată un voievod al neprihănirii. Vorbește-le, Doamne, atinge-le sufletele. Dă-le o direcție, Doamne, și spune-le ce să facă cu viața lor. Dă-le resursele de care au nevoie. Mulțumim, Stăpânul, Domnul și Dumnezeul nostru. În numele Domnului Iisus. Amin. Mulțumesc, vă rog frumos să vă reașezați. În seara aceasta o să spun câteva gânduri despre oportunitățile și vulnerabilitățile tinereții. Noi ne naștem copii pentru a putea fi educați. Când ești copil, ești atât de vulnerabil încât nu îndrăznești să îl contrazici pe tata și pe mama. De la mama înveți o limbă, apoi înveți alte câteva lucruri numite maniere. De la tata, de asemenea, înveți multe lucruri. Însă copilăria se încheie la un moment dat și intrăm într-o altă fază superioară, unde avem o capacitate mai profundă. Intrăm în adolescență, apoi este vârsta voastră, vârsta
marilor căutări. Vârsta aceasta este periculoasă, exact așa cât de periculoasă este sau sunt primele 2-3 luni după ce ți-ai permisul de conducere. De ce? Pentru că ai o mașină foarte puternică cu care tu ai impresia că știi ce vrei să faci, dar nu ai deloc experiența să faci ce vrei să faci. Așa că întotdeauna cei care conduc în primele luni după ce își obțin permisul de conducere sunt foarte prudenți, dar nu toți. Vreau să vă spun că alegerile pe care le faceți la vârsta aceasta vor rămâne pentru restul vieții voastre. În perioada aceasta vă alegeți tovarășul de viață. Foarte mulți bărbați de vârsta mea sau femei regretă că nu s-au căsătorit cu altcineva. Dar mă întreb, de ce n-au fost mai atenți atunci când s-au căsătorit? Pentru că atât i-a dus mintea. Au fost grăbiți? Au lăsat emoțiile să le inspire alegerile? Poate că au fost frustrați? Poate că au intrat într-o împrejurare, circumstanță din care n-au mai știut să iasă? Poate că n-au avut capacitatea să evalueze corect? Poate că n-au știut principiile de selecție și pur și simplu s-au trezit lângă cineva care era așa de diferit de el sau de ea, încât pur și simplu toată viața au fost detașați emoțional și doar pentru ca să nu-L supere pe Dumnezeu au rămas împreună. Fiecare dintre noi avem dreptul să ne căsătorim o singură dată. Gândiți-vă că aveți posibilitatea să vă cumpărați în tinerețe o singură pereche de pantofi pe care trebuie să-i purtați până muriți. Cât de bine ați alege perechea aceea de pantofi? Oricum, vă cumpărați pantofi pentru o jumătate de an și cheltuiți 30-45 de minute. Vă încălțați cu ei de 200 de ori înainte să mergeți la casă să-i plătiți. De ce? Pentru că vreți să vă stea bine, vreți să nu vă strângă, nici să fie prea largi. Ei, atunci cât de mult ar trebui să ne uităm la deciziile pe care le facem? La alegerile care ne vor defini viitorul? Nu vreau să vă sperii, indiferent cât de mult ne uităm la ceea ce alegem, nu putem fi niciodată sigur că am ales bine. Pentru că viitorul cunoaște doar Dumnezeu și inima omului o cunoaște doar Dumnezeu. Însă a te căsători cu ochii închiși este totuși o formă de sinucidere. Având intenția să vorbesc despre responsabilități și vulnerabilități, încep prin a vă spune că Biblia scrie tinerilor: vă scriu pentru că l-ați biruit pe cel rău. Observați, Dumnezeu se adresează biruitorilor. Biruitorilor care au știut cum să depășească crizele, adversitățile vieții, dificultățile și tot felul de situații grele. În general, adolescenții au conflicte cu părinții, pentru că este vremea când ies de sub autoritatea părinților și încep să aibă libertate. Într-un fel trec de pe pilot automat pe manual, dacă vreți să folosim o imagine din avion și mai nou chiar din mașinile performante din generația noastră. Însă cei care ies de sub autoritatea părinților cred că sunt mai deștepți decât părinții lor și încearcă să folosească uneori cu imprudență libertatea pe care o au. Așa se face că sunt fete care la 12, 13, până la 16, 17, 18 ani își pierd virginitatea. Nu vreau să insist asupra la fenomenul ăsta. Nu te-am invitat aici ca să te fac să te simți rău. Dar totuși, tu care ești în situația asta, tu cauți un băiat de treabă să te căsătorești. Este cinstit să cauți un băiat de treabă, tu care ai eșuat la chestiunea asta? Veți spune, nu mai este important. Cine te-a învățat că nu e important? Madonna? De ce nu este important? Păi asta este singura dovadă că tu ești în controlul ființei tale și că știi ce faci. Nu te lași condusă de emoție sau condus de emoție. Nu vorbesc doar de fete. Chiar dacă la fete se poate dovedi mai ușor dacă au trecut examenul sau nu. În sfârșit, ceea ce vreau să spun este faptul că atunci când vorbim despre responsabilități sau despre oportunități și vulnerabilități,
Mă gândesc să vă prezint câteva idei care pun în evidență treaba asta și încep prin a spune că între oportunități și vulnerabilități, tinerii trebuie să aibă grijă cu lucrurile care se întâmplă în generația lor. Eu nu am fost confruntat prea mult cu păgânismul, sau chiar dacă am fost confruntat cu păgânismul, când spun eu mă refer la generația mea. Am fost confruntat cu păgânismul la nivel tradițional, dar în generația mea, când eu am fost copil, România era închisă, ermetic. Era 1962, 1 octombrie, 61 de ani de atunci. Nimeni nu putea să iasă din țară. Exista o singură religie, exista un singur set de tradiții, toată lumea vedea viața la fel. Astăzi aici ai un chinez, aici ai un afganistan, aici ai un mongolez, aici ai un... Tot, în țara aceasta există oameni de pe tot pământul. Și există o mixare culturală și un dualism religios. Astăzi poți să faci lucrurile într-o mie de feluri. De ce? Pentru că s-a rupt gardul și oamenii au ieșit din România și s-au amestecat cu tot felul de oameni care au alte modele de viață, alte tradiții, alte perspective. Să nu mai vorbesc ideologia care a apărut pe piață, să zic, cu 5 ani în urmă, poate chiar cu 10. Ei, de aceea voi pur și simplu aveți 100 de alternative, dacă nu mai multe. Eu aveam o singură alternativă. În satul meu, unde m-am născut, un sat extrem de mic, existau anumite obiceiuri. Toată lumea muncea la câmp, cine mergea la oraș să lucreze trebuia să facă naveta. La București m-am dus prima oară pe la vârsta de 18 ani, ci am stat într-un singur loc, ne cunoșteam foarte bine cu toți oamenii, toată lumea știa cine sunt, eu știam despre toți oamenii cine sunt. Uitați-vă astăzi în marile metropole în care trăim. Suntem înconjurați de străini pe care noi am văzut în viețile noastre. Suntem înconjurați de oameni care vin din alte culturi, vorbesc alte limbi, au alte obiceiuri, alte rețete de mâncare, se îmbracă diferit, se căsătoresc diferit, au alte perspective de viață. Iar noi trăim în această biculturalitate sau, mai corect spus, multiculturalitate. Tocmai de aceea nu mai aveți repere. Păgânismul este pentru voi o mare perspectivă. De ce? Pentru că multiculturalitatea vă creează obiceiul de a vedea lucrurile în foarte multe feluri. În România, pe vremea mea, cine nu era ortodox, nu era. Cine nu muncea la câmp, nu muncea. Nu existau alternative, nu aveai ce să faci. Astăzi, ai foarte multe alternative. În vremea mea nu exista femeie pilot. Astăzi te urci într-un avion și vezi o femeie care pilotează avionul. Nu vreau să vă spun ce simt eu când văd treaba asta, că nu vreau să supăr pe nimeni, dar totuși lucrurile s-au schimbat enorm. Și voi sunteți într-o situație care creează oportunități, dar oportunitățile acestea sunt plătite cu riscul vulnerabilității voastre. Pentru că noi eram protejați fiind încuiați în cușca aia României. Voi însă aveți în față foarte multe alegeri. Prea multe alegeri, de la lucrurile simple până la cele complicate. Voi pur și simplu aveți sute de alternative și ispita este foarte mare. Nu numai păgânismul este o vulnerabilitate, dar haideți să vorbim despre erotism. În vremea mea, și acum vă spun foarte sincer ceva ce mă pune în situația să mă fac vulnerabil. În general băieții, dar și fetele, dar nu chiar ca băieții, este o problemă hormonală și este o problemă chimică care inițiază prietenia, logodna, căsătoria și actul intim în căsătorie. Băieții sunt foarte atrași de sexualitate și de mâncare într-o manieră destul de diferită de fete. E bine, în vremea mea nu era internet. N-aveam posibilitatea să mă uit la imagini murdare, la imagini nud, adică să văd femei goale. Tradițiile erau foarte puternice. Bătrânii, părinții, bunicii, vecinii, rudele, până la cele mai extinse, erau cu ochii pe tine. Toată lumea știa ce faci. Erai destul de pedepsit dacă nu salutai, dacă nu-ți manifestai respectul. Cred că pe la 16, 17, 18 ani, cândva, cam pe la vârsta aceasta, am auzit că există reviste porno.
Mi-am petrecut copilăria până la 16 ani într-o zonă foarte curată, fără să mă confrunt cu chestiuni pe care nu le înțeleg și pe care trebuie să le gestionez. Însă astăzi nepoții mei, pe la 5, 6, 7, 8, 10 ani, navighează pe internet ca un ITist. Ei bine, copiii aceștia, dacă au ocazia să poată fi singuri într-o cameră, pentru că află foarte curând, foarte repede despre lucrurile astea interzise, ei se duc acolo și văd lucruri pe care nu le mai pot uita niciodată. Văd lucruri pe care n-au capacitatea să le gestioneze, să le înțeleagă. De aceea, când se fac mari, sunt dependenți de tot felul de lucruri, au tot felul de depresii și de anxietăți. Vreți să mă credeți că în primii 30 de ani de viață eu n-am știut că există depresie? Și am făcut câteva școli până atunci. Depresia este o problemă a generației voastre. De ce există astăzi atâta depresie și anxietate? Pentru că o greutate mult prea mare apasă pe sistemul vostru nervos, pe care îl frânge, pe care îl rupe. Și pur și simplu nu mai poate să suporte presiunea informațiilor care o puneți pe el. Această erotizare, erotismul acesta pe care îl întâlnim la tot pasul, pune foarte multă presiune pe conștiința noastră. Și cel mai grav lucru este că ne stimulează sexual. Stimularea sexuală ne duce, ne împinge în situația să scăpăm de această presiune care pune presiune pe noi. Și pentru că nu suntem căsătoriți, cum vom rezolva pofta care o generează imaginile pe care le vedem? Ori de câte ori vedeți o imagine nud sau vedeți ceva ce vă duce cu gândul la sexualitate, mai ales dacă e imagine, nu cuvânt, pentru că imaginea e mult mai puternică decât cuvânt, decât cuvântul, e mai sugestivă, e mai vizibilă. Băieții sunt stimulați sexual prin vedere. Asta este chimia lor și specificul lor. Băieții văd și zgata, ei sunt pregătiți să, fetele nu. Ele trebuie să fie atinse, mângâiate, mai ales în zonele pe care Dumnezeu le-a creat pentru sexualitatea lor ca soții. De aceea ele au nevoie de preludiu. Băieții n-au nevoie de preludiu. Însă băieții văd pe stradă o grămadă de fete mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Voi nici măcar nu vă imaginați, decât numai atunci când veți ajunge la vârsta mea spre bătrânețe, să vă dați seama cât de terorizați sunt băieții ăștia de presiunea sexuală care se pune pe ei, pentru că tot timpul văd nudități. Și ochiul unui băiat primește acest mesaj puternic și sunt stimulați. Și pentru că e stimulat, el trebuie să scape de presiunea aceasta care îl conduce practic spre sexualitate, dar el nu-i căsătorit. Și atunci folosește masturbarea, care creează dependență, și el crede că după ce se căsătorește, nu o să mai practice treaba asta care soție. Ascultați-mă, va practica treaba asta și după. Și va constata că nu poate să scape de masturbare. Dependența legată de sexualitate este cea mai puternică. Pentru că Pavel spunea, este făcută în trup. Va rămâne un dependent ascuns restul vieții lui. Nu vreau să intru în detalii, n-am intenția să vorbesc despre lucrurile acestea, dar s-ar putea să nu mai am niciodată ocazia să mă întâlnesc cu voi. Și vreau să vă spun, ca unul care încep să îmbătrânesc, că am suferit mult din cauza prostiilor pe care le-am făcut în viață. Eu m-am convertit la câteva luni după ce m-am căsătorit, la vârsta de aproximativ 21 de ani. Până la vârsta aceea, eu nici nu știam că există și alte religii în țara noastră. În sătucul meu, unde am crescut, a fost o viață foarte simplă și parcă am fost ascuns de lume. Însă am făcut lucruri de care n-am mai reușit să scap în viață. M-am lăsat greu de alcool, m-am lăsat greu de țigări, și am încercat să mă las de-a lungul anilor de lucrurile acestea legate de sexualitate, pe care le-am început într-un timp greșit și într-un fel greșit. N-aș vrea să treceți pe acolo, însă știu că o să treceți, pentru că nu veți fi în stare să refuzați oportunitățile care pur și simplu sunt la un milimetru în fața voastră.
și nici măcar nu veți înțelege cât de periculoase sunt lucrurile astea și câtă forță vor avea asupra voastră. De aceea vreau să vă spun că erotismul este un mare pericol. Este ca o bombă pe care cineva ți-o pune în brațe. Să marea problemă este că noi putem intra în case de prostituții fără să fim acolo. Noi suntem în dormitor, suntem în mașină, oriunde. De trei ori apăsăm pe anumite taste ale telefonului și pur și simplu ne ducem acolo. Știți cum se formează un obicei, adică în termen de specialitate un automatism comportamental? Automatism înseamnă că pur și simplu va deveni automat obiceiul ăsta și nu vei putea să renunți la el. Prin repetiție. O dată, de două, de trei și sistemul limbic. Noi avem în capul nostru un aparat, un sistem pe care l-a creat Dumnezeu ca să ne producă fericire, bucurie. Și pentru asta folosește neurotransmițătorii. Adică niște substanțe chimice care au rolul să transmită informații la creier și răspunsurile creierului la părțile corpului pentru a acționa. Și sistemul ăsta pe care Dumnezeu l-a creat să ne producă fericire, folosind oxitocina, serotonina, adrenalina și multe alte substanțe chimice de genul acesta, păcatul folosește sistemul ăsta și intră acolo. Și așa se face că genul acesta de păcate, pe care vi le aminteam puțin mai devreme, se instalează ca automatisme și nu veți mai putea să renunțați la ele. Veți spune, ba da, eu o să pot. Ai la dispoziție 10-15 ani și o să vezi că și tu ești un om ca toți oamenii. Când eram la 30-40 de ani, am fost sigur că eu nu o să folosesc niciodată ochelari. Atâta încredere am avut în văzul meu, vedeam ca un vultur. Și pur și simplu am început să nu mai văd și trebuia să țin cartea din ce în ce mai departe până când nu mai puteam, n-am mâini telescopice. Și a trebuit să-mi iau ochelari. Și așa s-a întâmplat cu toate lucrurile. Făceam 100 de flotări așa. Făceam prin soare. 101 făceam ca să trec de 100. Foarte ușor. Făceam 40 de tracțiuni. Foarte ușor. Am făcut ani de zile sport de performanță. Astăzi mai fac câteva, dar n-am mai făcut de mult, pentru că n-am timp. Ce vreți să faceți cu tinerețea voastră? Aveți foarte multe oportunități. Sunteți siguri că le folosiți, nu pentru plăcere, ci pentru a vă dezvolta caracterul și pentru a vă crea o viață frumoasă, sfântă. Pe lângă oportunitățile cu care vă confruntați, sunt și vulnerabilități. Sunteți siguri că vă feriți de vulnerabilitățile acestea? Sau exact așa cum am făcut eu, cu mine nu o să se întâmple. Eu nu o să fac treaba asta. Eu o să am grijă. Credeți-mă că noi avem o chimie în noi, care e atât de puternică, încât pur și simplu domină rațiunea. Dacă nu aveți grijă și veți permite ca aceste substanțe chimice, prin stimuli de văz, auz, mai ales mângâiat, să vă stimuleze, pur și simplu, n-o să vă puteți opri. Pentru 5 minute, 10 minute, veți face lucruri care n-ați avut de gând să le faceți, fără să vă dați seama. Nici măcar nu știți câtă forță există în voi când forța aceasta se manifestă într-un mod păcătos. Pe lângă erotism, astăzi vă confruntați cu confuzia identității. Știți și voi, la fel de bine ca mine, sau poate mai bine decât mine, faptul că ideologia de gen ne propune să credem că ne naștem fără gen și genul putem alege. Voi sunteți o generație educată și oamenii de știință de frică nu vă spun adevărul. Când un băiat se naște, el are creier de băiat. Băieții gândesc cu partea stângă a creierului, unde este sistemul de logică, de discernământ și de orientare în spațiu. Fetele gândesc cu partea dreaptă a creierului, unde sunt centri de emoție și de intuiție. Nu, creierul este de băiat și de fată, nu poți să-ți alegi genul. Poți să ți-l alegi, nu te oprește nimeni. Dar tu când te-ai născut, tu ai un gen, Dumnezeu te face băiat sau Dumnezeu te face fată. Medical tu poți să-ți schimbi, dar tu nu poți să schimbi toate lucrurile care te definesc pe tine. Nu poți să scoți creierul din cap și să-l faci altfel. Că-ți schimbi părțile sexuale. Dar ce faci cu hormonii? Că sistemul hormonal,
Probabil că și voi știți măcar puțin. Sistemul hormonal la un băiat e foarte simplu. E ca o mașină de acum 40 de ani, unde geamurile se ridicau cu manivela, așa cu chestia aia pe care o învârteai, și aici avea un buton sau două. Unul pentru, ce să zic, nici nu mai știu pentru ce, în sfârșit. Dar astăzi, mașinile noi, păi trebuie să fii un IT-ist ca să știi cum să o rezolvi. E, ăsta e sistemul hormonal pentru o fată. Fetele au un sistem hormonal, de aceea cele mai multe dintre ele se îmbolnăvesc de tiroidă. Pentru că tiroida e directorul general al sistemului endocrin, hormonal. Și pentru că ele au un sistem hormonal extrem, extrem de complex, ăsta obosește și e foarte mult stres, supărare, pun pe el, încât se îmbolnăvesc. Foarte rar un bărbat se îmbolnăvește de tiroidă, dar fetele, cele mai multe dintre ele au pe la 40 de ani probleme cu chestiunea asta. N-aș vrea să-mi pierd timpul vorbind, oferim prea multe detalii care nu vă interesează. Probabil că o să închei gândul acesta, vorbim puțin despre virtualitate sau despre virtualizare. Virtualizarea este practic posibilitatea să intri pe internet. Și așa cum există o lume reală, există și o lume virtuală. Cum să explic eu la bunica mea că există magazine în iCloud? Ce e iCloud? Păi e un loc în nori, unde țin eu storage-ul meu de fotografii și de documente. În nori? Bă, copile, tu ești serios? Ea nu poate să înțeleagă, pentru că ea s-a oprit cândva cu vreo 20-30 de ani în urmă și ne mai mergând la pas prin informațiile și descoperire tehnologice și științifice, ea nu poate să priceapă. Dar virtualitatea ne face prizonierii ei, încât o să ajungă să ne fie frică de lumea reală. Foarte mulți băieți sunt extrem de curajoși în lumea virtuală. Își pun mustață și au mustața, pun o poză de acum 50 de ani, când erau puțin mai tineri. Și câte fete nu s-au nenorocit pe internet, câte n-au ajuns în casele de prostituție, fiind folosite cine știe pe unde, doar pentru simplu fapt că săraca s-a dus să-ți găsească ceva de lucru. O fată mai de la țară, care nu e ieșită în lume, nu cunoaște teribilismul din generația noastră. Vă știți bine lucrurile astea. Foarte mulți dintre voi aveți o grămadă de prieteni virtuali. Așa de mult mă mir că vă faceți așa de mulți prieteni virtuali, pentru că uneori nici nu i-ați întâlnit pe prietenii ăștia virtuali. Ăla vă spune ce îi place despre ei. Ăla vă arată orice poză vreți voi. Care dintre voi nu încearcă să pară mai grozav în lumea virtuală? Toți cei care putem, ne prezentăm acolo, nu vorbim de defectele noastre. Nu ne punem pozele când mâncăm un corn, dar ne punem pozele când stăm la breakfast, nu știu pe unde, ajungem și noi odată în viață. Virtualitatea îți dă posibilitatea să fii mințit și să minți pe alții. Îți dă posibilitatea să ai niște prieteni pe care nu-i cunoști. Iar genul acesta de viață este ca avionul care se ridică în aer și care se poate prăbuși oricând. Nu vorbesc împotriva internetului, toți îl folosim, dar vorbesc împotriva centrului de greutate pe care ți așezi existența. Aș vrea să închei gândul ăsta și să merg la cel cu numărul 2 și să vorbesc puțin despre influența biblică sau culturală. Influența biblică sau culturală. Cei mai mulți dintre noi suntem influențați foarte mult de cultură. Ce înseamnă cultură? Totalitatea obiceiurilor și tendințelor și ideologiilor contemporane. Ieri de dimineață m-am uitat la news să văd ce s-a întâmplat în timpul nopții cu Israel și Iran, cu nebunia asta de război care mai creează încă unul aici aproape de noi, pe lângă Rusia și Ucraina. Și uitându-mă, am ajuns la știți cum se întâmplă, că îți vin tot felul de lucruri acolo care îți sugerează să le privești. Și am ajuns să mă uit la un cântec de-a lui Celine Dion, care era undeva pe o scenă. O știți pe Celine Dion. Este o femeie mai în vârstă, a trecut prin multe drame în viață, acum este foarte bolnavă și a pierdut soțul de câțiva ani buni și este o femeie din generația ei. Dragii mei, am văzut-o îmbrăcată dezgustător. Mai mult goală decât îmbrăcată. Așa de tare m-am mâhnit în sufletul meu, pentru că la vârsta ei n-ar trebui să se îmbrace așa. Ar trebui să știe că voi, ca și copiii ei, o vedeți și aveți nevoie de modele de la oameni de vârsta ei. Dar pur și simplu pentru bani și pentru faimă.
este în stare să vină în chiloți acolo, sau poate nu chiar în chiloți, dar aproape în chiloți. Ei bine, asta se numește cultură și pe voi vă educă cultura asta. Ideea mea este următoarea: cine vă influențează pe voi, cultura sau Biblia? Dacă voi deschideți Biblia doar la biserică, cultura este de când deschideți ochii dimineața până noaptea târziu când vă culcați. Tot ce vedeți voi pe internet e cultură. Totul e cultură. Adică cultura e profană, Biblia este sfântă. Câte minute petreceți voi cu Biblia? Sau în anturajul Bibliei, sau în anturajul creștinismului? Voi vreți să-mi spuneți că luați un dumicat de salam și de pâine și aia va ajunge. Cam atâta Biblie ia unii dintre voi. Și celelalte lucruri care sunt profane, care sunt murdare, care stimulează sistemul vostru hormonal și care pune presiune să refuleze cumva. Și dacă nu sunteți căsătoriți să vă culcați cu soția și cu soțul, păi aveți 20 de vise umede și sigur că unii dintre voi practicați masturbarea ca să scăpați de presiunea asta. Nu numai asta, dar internetul este plin de sfătuitori care te învață cum să agăți, cum să devii amantă profesionistă și cum să scapi de presiunea hormonală. Ei bine, asta se numește cultură, scumpilor. Voi nu vă imaginați că aveți o singură viață și vă puteți nenoroci pentru întotdeauna. Când veți ajunge să vă dați seama de lucrurile astea prin experiență, o să sunați un păstor, așa cum astăzi, puțin mai în vârstă decât voi, mă sună pe mine sau pe alți oameni și întreabă: ce pot să fac? Știți care este răspunsul cinstit? Nimic nu poți să mai faci decât să rabzi, frăție, să rabzi. Adică să-ți suporți consecințele. Dacă tu îți cumperi un corn cu ciocolată, vei mânca cornul cu ciocolată. Dacă îl cumperi cu brânză, vei mânca cu brânză. Păi, dar tu crezi că ți-ai cumpărat corn cu ciocolată și o să-l mănânci cu brânză? Nu, nu există. Tu vei suporta consecințele tale. Scopul meu este să vă sperii. Știi de ce vreau să vă sperii? Pentru că poate în felul ăsta reușesc un pic să vă atrag atenția. Așa de mult mi-aș dori să puteți înțelege mai bine, dar nu puteți să înțelegeți decât prin experiență. Înțelegerea prin cunoaștere este extrem de superficială. Cea mai profundă formă de cunoaștere este, sau de înțelegere, este experiența. Un exemplu banal, e mai mult pentru fete. Fetelor, voi credeți că un bărbat care nu naște niciodată poate înțelege ceva din cam cum este să naști? Nu. De ce? Pentru că nu are experiența asta. Și imaginează el că nu-i chiar simplu. Dar ce înseamnă asta că își imaginează? Aproape nimic. Nu trece el prin secundele alea de groază, de frică, uneori dificultăți, probleme. Iată dar câtă putere are experiența. Un lucru pe care voi nu-l aveți, dar îl veți avea. Și experiența vă va schimba mintea. Vă va obliga să gândiți diferit, însă mi-e teamă că va fi prea târziu. Atunci când vorbim despre influența Bibliei sau a culturii, vorbim despre disciplină și indisciplină. Cine iubește disciplina? Nimeni. Disciplina e pentru soldați. Nu-i pentru soldați. Este pentru oameni. Deci, cum să pot să am răbdare? Prin disciplină. Cum pot să fac 100 de flotări? Ia-ți 5 luni și fă flotări, cel puțin de 3 ori pe zi. Începe cu 5 sau 10 câte poți să faci acum, sau iertați-mă dacă vă jignesc, cu 50-60 și peste câteva luni, prin exersare, veți ajunge să faceți mai multe. La fel e cu orice, dar absolut cu orice. Omul este o ființă adaptabilă și flexibilă, progresiv. Folosiți disciplina repetării în orice domeniu în care vreți să exersați. Dacă din ce citești Biblia o să o citești mai mult și din ce nu citești Biblia o să o citești mai puțin, omul progresează sau regresează în funcție dacă repetă sau nu repetă orice lucru. Crezi că o să stau eu să mă țin după tine să te întreb dacă ai citit Biblia ca pe nepotul meu? Nu, tu ești adult, mă omule. Tu ești adult, te poți căsători. Asta înseamnă că trebuie să începi să muncești, trebuie să economisești banii pe care îi câștigi, pentru că o să ai nevoie de ei. Numai eu știu cât de rău îmi pare că am cheltuit ca un om fără minte banii din mulți ani, fără să-i mai am vreodată, pe lucruri din care n-am câștigat nimic. Pentru că la tinerețe ai impresia că tot timpul o să fii tânăr.
Eu sunt unul dintre cei care știu că nu este adevărat. Apoi, conștiinciozitate sau superficialitate. Conștiinciozitate înseamnă să fii o persoană conștientă de ce trebuie să faci, nu superficială. Există astăzi foarte multă superficialitate. I don't care. Oamenii sunt foarte superficiali. Nu interesează. Nu interesează nici măcar pentru ei, nu doar pentru alții. Consecvență sau inconsecvență? Faci 3 zile ceva impresionat de o emoție pe care o declanșează un predicator harismatic care vine aici și țipă și sub imperiul emoției create de predică zici gata, gata ce? Că peste 3 zile nu mai e gata. Nu ești consecvent. Răbdare sau agresivitate? Puritate sau imoralitate? Creativitate sau lipsă de idei? Să știți că în lumea noastră sunt puțini gânditori, restul îi compiem pe cei care gândesc. Cei care gândesc se numesc factori de opinie, adică ei generează opinii. Generează opinii, cum să mă îmbrac luna asta, ce culoare se poartă? Deci nici măcar nu știi cum să te îmbraci luna asta? Îl întrebi pe altul, ăla e deștept și pentru el și pentru tine și tu nu ești măcar nici pentru tine deștept. Știți cum o să mă îmbrac? Cum vreau eu, punct. Cine e X sau Y să-mi spună mie cum să mă îmbrac? Eu mă îmbrac cum vreau eu. Mă tund cum vreau eu și cum îmi place mie. Asta nu înseamnă că nu iau idei de la alții și nu mă inspir. Ba da, dar nu la nivelul să copiez ca un... Era să vă spun cum. Dar ce altul are 2 capete și eu n-am chiar niciunul? Luna asta se poartă gri. Să purtați voi gri. Nu vă oprește nimeni. Dezvoltarea discernământului sau a mediocrității. Discernământul este capacitatea de a cântări situații în viață. Mediocritate înseamnă n-am crezut că. Aș vrea să vorbesc puțin despre maturizare. Mai întâi vreau să facem diferența între maturizare și bătrânețe. Bătrânețea e obligatorie. Maturizarea e opțională. Ca să îmbătrânești nu trebuie să faci nimic decât să aștepți. Și drept acolo o să ajungi. În timp ce aștepți o să te trezești bătrân, ca mine. Dar maturizarea este un proces în care trebuie să faci efort pentru ca să te dezvolți. Poți să-ți dezvolți mușchii, poți să-ți dezvolți mintea, poți să-ți dezvolți banii, poți să-ți dezvolți personalitatea, poți să-ți dezvolți relațiile, poți să-ți dezvolți business-ul, poți să-ți dezvolți multe lucruri. Vă uitați la el în masă și la nu mai știu cine, dar ce bă, are 2 capete? Acum nu vreau să spun că toți vom ajunge ca el, dar nici nu o să fiu prostul clasei. Iertați-mă, am și eu 2 mâini, am și eu 2 picioare, de ce să fiu ultimul? De ce trebuie să fiu ultimul? Păi dar n-am liniște să fiu pe ultimul loc, iertați-mă. O singură dată trăiesc, vreau să am semnificație. În primul rând vreau să știu unde sunt bun, că nu mă voi lupta într-o zonă unde nu-s bun. Ce temperament am? Sunt coleric? Îmi voi găsi toate lucrurile în funcție de un temperament coleric. Pentru că colericii au calități specifice și defecte specifice. Nu voi construi pe defectele mele specifice, că voi ajunge ultimul. În primul rând trebuie să mă cunosc pe mine. Am memorie mecanică sau nu? Nu, înseamnă că nu mă duc la istorie sau la drept, că acolo e nevoie de memorie mecanică, adică să ții minte o grămadă de lucruri. Am inteligență sau nu? Ei, dacă am inteligență, mă voi duce în zona unde îmi merge mintea. Trebuie să mă cunosc pe mine și trebuie să cunosc și fătuca asta după care mă uit. Că la urmă îi spun că nu e cum vreau eu și îi spun dacă nu faci așa, ți-au cardul, ți-au telefonul. Noi credem că ne căsătorim cu o fată și la urmă o schimbăm, noi încă nici nu mai cunoaștem maică, să așa de bine am schimbat-o. Băi băieți, fetelor, ascultați-mă, nimeni nu schimbă pe nimeni. De 40 de ani și jumătate sunt cu doamna mea, cu Carmen, și n-am reușit să schimb nimic, 0.0, și cu 5 ani mai mică decât mine. Iar ea a reușit să schimbe 0.0. Nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Păi acum, eu cum te-aș putea eu schimba pe tine?
Dacă tu vrei să te schimbi, te schimbi. Eu pot să te informez, pot să te sperii, pot să te ameninți, dar tu te schimbi când vrei tu. Bă, băieți, alegeți-mă una schimbată, mă, oameni buni. Alegeți o fată gata schimbată. Și voi, fetelor, la fel. Luați un băiat cum vă place vouă, nu oricum că îl schimbați voi. Nici nu vă imaginați în ce lume ireală trăiți. Nu schimbați pe nimeni. O să vă certați, dar nu o să vă împace nici pastorul. Am să vă spun că, în general, maturizarea este capacitatea de a-ți dezvolta caracterul și de a te bucura de admirația, de respectul și de încrederea oamenilor pentru caracterul pe care l-ai. Nu e așa că cunoașteți oameni care nu se țin de cuvânt de obicei și când vine vorba de punctualitate, îl dați drept exemplu pe clownul ăla? Nu e așa? Așa este. Și râdeți de el, îl puneți în bancurile voastre. De ce? Pentru că e un profesionist în a nu se ține de cuvânt. Ăla când spune la 7, tu te duci la 7:30, că tu știi că nu vine la 7. Asta înseamnă lipsă de caracter. Și după aceea vrei să fii respectat sau respectată. Pentru ce să te respecte? Că te cheamă Ion sau Marin? Singurul lucru în lumea asta care câștigă încrederea oamenilor este caracterul. Pentru că omul te studiază și vede că ești o persoană pe care se poate baza. Fii un astfel de bărbat. Pentru că asta te ajută și în tot ce faci. Asta te conduce la performanță. Oamenii din jur te vor promova, vor avea încredere în tine, te vor vorbi de bine. Dar altfel vei fi ocolit de toată lumea. Și după aceea intri în depresie că ești singur. Păi, dar cu cine vrei să fii? Cine are chef de un individ ca ăsta? Pe al cărui cuvânt nu te poți baza. Voi sunteți flexibili pentru că sunteți tineri și aveți posibilitatea să vă schimbați. Ar fi bine să faceți lucrul acesta. Să știți că oamenii când îmbătrânesc, și defectele și calitățile se amplifică foarte mult. Iar dacă au multe defecte, vor deveni atât de mari încât nu le mai pot ascunde. În timp ce îmbătrânești, și defectele și calitățile se fac mari, 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 mari. Nu le mai poți ascunde că nu mai au loc în buzunar. Eliminați-vă acum că sunteți. Uitați-vă și voi, dacă ăsta ar fi un copac, hai să iau asta drept exemplu, dacă ăsta ar fi un copac, când e un copac mic îl pot îndoi, dar când se face așa de gros, nu e așa că nu-l mai pot îndoi. De ce? Îmbătrânește, devine rigid. Acum e vremea când puteți să vă corectați caracterul. Acum e vremea în care puteți să vă dezvoltați. Când o să deveniți rigizi, nu o să mai puteți face asta. Speranța voastră că o să se întâmple cândva înseamnă că nu o să se întâmple niciodată. Dacă nu poți face lucrul ăsta astăzi, asta e o dovadă pentru mine că nu o să-l faci nici mâine. Pentru că cu lipsa de exigență și de voință pe care astăzi n-ai putut să începi, asta îmi spune că cu aceeași lipsă de voință nu o să încep nici mâine. Lumea e plină de oameni care se vor schimba mâine. Lumea e plină de oameni. Mi-e frică de oamenii care se schimbă mâine. Aș vrea să vorbesc puțin despre autocontrol. Când spun asta, vreau să spun că noi avem un cap care are 5 intrări. Exact, ați văzut magazinele mari, foarte mari în spate, au niște intrări pentru tiruri care dau cu spatele și acolo descarcă. E așa, așa este în capul nostru, 5 uși. Este ușa pentru văz, pentru auz, pentru miros, pentru pipăit și pentru gust. Prin aceste 5 uși intră informație. Cea mai largă este ușa văzului, mai ales pentru bărbați. Matei 5:28. Dacă cineva se uită, privește la o femeie ca să o poftească în inima lui, e curvar. A și curvit cu ea. E bine, prin aceste 5 ferestre intră informație. Și când intră, ele intră într-o cameră unde există o mulțime de muncitori care le selectează în funcție de criteriile și valorile și prioritățile pe care le are un om. Noi suntem oameni creștini. E bine, noi vedem o imagine nud.
Să știți că nimeni nu poate să uite ce a știut cândva sau ce a văzut cândva. Ca să înțelegeți de ce, o să vă spun că mintea noastră are 3 etaje. 1, 2, 3. În primele 2 etaje nu există curent electric. Este besnă. În ultimul etaj există lumină. Ăla e zona conștientă, etajul conștient. Dar după ce un lucru stă prea mult aici și nu-l mai folosești niciodată, administratorul minții îl duce la etajul inferior ca să nu stea în drum ca lucrurile de care te folosești toată ziua. La fel și noi, în bucătărie, dacă vedem că avem un lucru și nu ne mai folosim de el, îl duci în garaj. Nu vrei să-l arunci că s-ar putea vreodată să-ți mai folosească. Dar nu vrei să-l ții aici că îți ocupă locul și îl folosești odată la 100 de ani. Și atunci coboară informația în zona subconștientă, de acolo e întuneric, tu nu vezi ce e acolo. Și tu ai impresia că ai uitat, n-ai uitat, drăguțule. Și dacă nu-l mai folosești chiar 10 de ani, se duce în inconștient, dar nu pleacă. Orice lucru care l-ai auzit sau l-ai văzut vreodată sau l-ai experimentat vreodată, e undeva în camerele astea. Camerele astea vor fi în ziua judecății cei mai mari martori. Ai credincioșiei noastre sau ai ipocriziei noastre? E bine să știți asta. E bine să știți dacă trebuie să băgați motorină sau benzină în mașina pe care o aveți. Că altfel o să mergeți pe jos. Noi avem o magazie în care ajung toate informațiile și pentru că avem discernământ, discernământul e o femeie nud. Băieții încearcă să-și ia privirea, să nu se uite. De ce? Pentru că devin curvari, deși au mâinile în buzunar și uite, sunt încheiați la cămaș. Pentru că e o curvie psihică. Și noi încercăm să aruncăm lucrurile pe care nu ne folosesc, care nu sunt compatibile cu credința, cu valorile noastre. Dar un copil, până când devine conștient, până când are discernământ, cât? În jur de 10 ani plus minus, și el are văz, auz, miros, pipăi și gust, dar el nu are camera de selecție. Și toate lucrurile care intră în mințișoara lui nu sunt selectate. Pur și simplu toate ajung în sufletul lui. De aceea Dumnezeu nu face responsabil un copil. Noi avem impresia, citind în Biblie unde ne place nouă, că dacă un necreștin și un creștin, fiecare au cât un copil de un an, să zicem. Și hai să un scenariu imaginar. Ambii copii mor. Noi spunem, al pocăitului ajunge în cer, al nepocăitului ajunge în iad. Dar voi de unde știți asta? Ar fi bine să știți de unde știți. Voi nu selectați ceea ce știți și ceea ce nu știți? Voi nu întrebați niciodată pe nimeni, bă, da, ai vreo dovadă la ce-mi spui? Este important să avem dovezi pentru lucrurile care le credem, că altfel credem prostii și suntem sinceri, dar mințiți. În același pasaj, unde se spune că copiii noștri sunt mântuiți prin părinți, se spune și că soțul necredincios e mântuit prin soția lui credincioasă. Cunoașteți un bărbat nemântuit care e mântuit prin mântuirea lui nevastă sa? Asta nu mai credeți, numai jumătate de verset credeți. Cum să fie responsabil un copil la un an pentru ce îl trimite Dumnezeu în iad? Înțelege ăla că are păcat? Nu! Înțelege ăla ce înseamnă să te pocăiești? Nevoia? Urgența? Nu! Dar de ce să-l trimită Dumnezeu în iad? Ascultați-mă, Dumnezeu nu-i ca noi. Când un om e nebun, adică e debil psihic, sau e copil inconștient, e iresponsabil înaintea lui Dumnezeu de ce face. Absolut iresponsabil, pentru că nu are cântar să cântărească. De aceea vreau să vă fac responsabili de lucrurile pe care voi le credeți sau nu le credeți, pentru că sunteți conștienți. Voi nu sunteți copii, voi sunteți oameni mari. Dumnezeu v-a dat discernământ și voi știți că un lucru este bun sau rău, păcătos sau sfânt. Trebuie să vă faceți responsabili de faptul că aveți capacitatea aceasta și să o folosiți.
să împărțiți lucrurile între rele și bune. Oamenii să împărțiți între răi și buni. Pavel întreabă, ce legătură există între mine și diavolul sau între oamenii diavolului? Băieți și fete, formați-vă un anturaj din oameni de calitate, apropiați-vă de persoane care vă pot inspira. Stați lângă oameni mai deștepți decât voi, mai experimentați decât voi, mai creativi decât voi și încercați să luați idei, încercați să vă uitați la felul în care procedează ei. Dacă voi nu sunteți foarte creativi, stați lângă cineva creativ. Dacă pe voi nu vă duce mintea într-o zonă unde nu sunteți specialiști, stați lângă un specialist. Furați idei, sigur, termenul furat e a lua, nu e vorba de un furt imoral aici. Pentru că voi aveți capacitate, voi nu sunteți copii, numai copiii nu au. E important să știți că sunteți dotați. Folosiți-vă dotarea, pentru că la vârsta asta nu o să mai fiți niciodată peste un an sau peste doi. Aș vrea să mă apropii de încheiere, vorbim puțin despre răbdare. La vârsta voastră n-am știut nimic despre răbdare și pentru că n-am știut nimic despre răbdare, în mod pur și simplu natural, am fost un certăreț, un țipăreț, un mofturos și o persoană foarte nerăbdătoare. Și dacă mă întreba cineva, mă, dar de ce te comporți așa, men? Eu îi spuneam, așa sunt eu, mă, așa, îmi sare mie muștarul imediat. Și am început să citesc și am aflat că exact ca bicepsii, sau ca tricepsii, sau ca pectoralii, sau ca orice altă zonă musculară din corp, este și răbdarea. Dacă o exersezi, se dezvoltă. Dom'le, când am auzit asta, aveai impresia că m-am mutat de pe Marte pe planeta Pământ. Și știți ce am făcut? Am început să exersez răbdarea. Am să vă spun cum. Când am început să exersez răbdarea, m-am documentat și am aflat că există posibilitatea să amâni plăcerea în mod intenționat pentru ca amânarea aceasta, care ți-e greu să o amâni pentru 2-3 ore, o zi, 2-3, practic în timpul ăla tu ți exersezi răbdarea. Un exemplu. Îmi place să mănânc înghețată. Adevărul e că mie îmi place și aproape la toți de aici. Am înghețit, fără înghețată. Și vreau să mă duc să-mi cumpăr înghețată ca să mănânc sau să iau acasă. Și atunci spun așa, astăzi este vineri, o să merg joia viitoare să-mi iau înghețată. Și mă veți întreba, de ce faci asta? Până joia viitoare îmi exersez autocontrolul de a rezista fără înghețată. Îmi exersez răbdarea. Orice lucru exersat îl faci mai bine, îl faci mai ușor. Și răbdarea are un fel de mușchi al minții. Asta înseamnă că pur și simplu poți să devii mai răbdător. Eu îi învăț pe părinți lucrul acesta să-și învețe copiii cum pot deveni mai răbdători. Acesta se numește mecanismul de autoreglare care este format prin disciplina amânării plăcerii. Orice amânare a plăcerii pe care o realizezi între momentul respectiv și amânarea plăcerii mâine, poi mâine, tu de astăzi până poi mâine zici, bă, totuși vreau, nu, am promis că nu. Ei, și această abstinență îți va dezvolta mușchiul abstinenței. E simplu, poți să devii mai capabil decât ești, trebuie doar să-ți propui, trebuie doar să vrei, trebuie doar să ai o motivație. Fetelor, credeți-mă că nu vă imaginați cât de important este să aveți un bărbat, soțul vostru, singurul vostru soț, care o să vă transforme în prințese. Voi aveți impresia că orice mascul vă poate transforma în prințesă. Nu e adevărat. Orice mascul vă transformă în soție, nevastă, nu în prințesă. Prințesele sunt de la casa regală, nu de la marginea satului. Ei, pentru asta trebuie neapărat să vă căsătoriți cu cineva care vă poate transforma în niște fete fericite. Și dacă vreți să vă dau un exemplu, am să vă dau un exemplu. Feriți-vă de oamenii care țipă. Ăsta este primul semn al indisciplinei, al lipsei de caracter și al lipsei disciplinei de răbdare.
De ce? Pentru că atunci când tu ții la mine ca soție sau ca soț, ca părinte sau ca coleg de lucru, dacă eu țip la tine, tu vei țipa și mai tare la mine. Eu voi țipa și mai tare și până la urmă țipăm până când ajungem la capătul țipatului. Și atunci ori continuăm așa să țipăm, ori ne luăm de cap, adică trecem la măsuri mai convingătoare. Eu, dacă vreți să probați autenticitatea celor spuse de mine, faceți lucrul acesta, vă rog frumos, faceți-vă un not pe telefon sau unde vreți voi și încercați pentru următoarele 2 săptămâni și apoi scrieți-mi un e-mail. Uite ce trebuie să faceți. Dar nu o să puteți din prima. Cam de la 500 de mii în sus o să reușiți să faceți treaba asta. Asta înseamnă că primele 500 de mii nu se pun, sunt doar test. Și uite ce să faceți. Când cineva țipă la voi, vorbiți mai încet decât vorbiți normal. De pildă cam așa. Dacă cineva țipă, spuneți-i: îmi pare rău, n-am avut intenția să fac nimic care să te deranjeze. Atât de încet să vorbiți și pe un ton puțin mai grav, mai de bas, o să observați că dacă mai zice ceva, coboară vocea. Dacă din nou zice, dar asta trebuie foarte multă răbdare, dacă încă o dată zice, o să aibă vocea mai jos, continua și spuneți ceva de genul: nu vreau să ne certăm, ți-am spus că intenția mea n-a fost să fac ceva care deranjează aici în zonă, eu am avut o intenție bună, îmi pare rău. E bine, omul acesta este dezarmat, el nu mai știe ce să facă, că n-a mai văzut în viața lui așa ceva. Păi să zică, bă, ăsta e prost, ce-i cu ăsta? Dar oricum nu va mai țipa. Dacă vreți să faceți ceva și mai puternic, renunțați la nevoia de a avea dreptate. O să încerc să repet, pentru că este destul de complicat de înțeles. Renunțați la nevoia de a avea dreptate. Eu am fost o persoană foarte militaroasă și foarte bătăioasă, ca un coleric sangvinic, și tot timpul crezând că am dreptate, că întotdeauna am avut eu dreptate de când m-a făcut mama până astăzi, încercam să mă lupt, să mă ridic pe peretele ăsta ca să dovedesc că am dreptate. Și am aflat cândva, cu câțiva ani buni în urmă, că există posibilitatea să renunți la nevoia de a avea dreptate, pentru că nu o să reușesc să conving pe nimeni că am dreptate, pentru că ăla pe care vreau să-l conving, ăla vrea neapărat să mă convingă pe mine că nu am. Și pur și simplu, dacă omul acela mă acuză sau îmi spune ceva anume, eu o să-i spun cu vocea aceea liniștită și joasă: permite-mi numai să-ți spun punctul meu de vedere, uite cum au stat lucrurile, eu am vrut să traversez, m-am uitat, era verde, am traversat și așa și așa. Și el o... Și pur și simplu eu o să tac. Nu-i mai spun încă o dată povestea, că a auzit-o. Nu-i mai spun, ci pur și simplu tac. Dacă văd că se îngroașă gluma, pot să-mi cer iertare și să-i spun: îmi pare rău, dar văd că discuția noastră conduce spre o ceartă care poate degenera și nu vreau să fac asta, permite-mi să mă retrag, iartă-mă, te rog frumos, și plec. Nu plec ca un prost, plec ca un domn, plec ca o persoană care îmi pot controla emoțiile. Fetelor, ascultați-mă, dacă veți reuși vreodată să vă găsiți un astfel de băiat, veți avea o viață cum nu credeți că există. Sau băieți, dacă nici nu vă imaginați ce înseamnă cicăleala. Poate că știți un pic de la mama sau de la sora mai mare. Fetelor, nu vreau să credeți că vorbesc cu inferiorizare despre treaba asta. Dar voi știți că femeile au obiceiul să repete. Știți de ce? Pentru că orice femeie, și cu soțul ei, nu numai cu copiii ei, este o mamă. Femeile... Soțiile, mai bine zis, și cu soțul sunt mame, nu numai copiilor, dar nici nu știu treaba asta, pentru că este rolul lor de a supraveghea, de a împinge în față și de a fi un ajutor potrivit. Poate că am spus prea multă informație, mă apropii de încheiere, spunându-vă faptul că am intenția în încheiere să vă spun faptul că vă puteți dezvolta răbdarea sub condiția să vă propuneți, prin exersare îndelungată și insistentă, cu rugăciune și cu post, să vorbiți încet. Să-ți țineți minte, țipatul este cea mai ușoară formă de agresivitate. Când țip la ce, bă, dar n-auzi?
Asta este o formă de agresivitate, decât că e puțin ofensivă. E instinctul de conservare al omului, la ăla la care țipi, ăla dintr-o dată știe că după țipat urmează o palmă, că cam asta urmează în mod cronologic. Și atunci el nu aude. 72% din ce spune un om care țipă nu auzi. De aceea nu trebuie să țipi. Dacă altcineva țipă, tu nu poți controla pe altcineva, tu te poți controla pe tine. Tu nu poți dezvolta caracterul altcuia, tu poți dezvolta doar caracterul tău. Nici nu vă imaginați ce loc potrivit este familia ca să vă certați. Iar dacă n-aveți caracter, o să suferiți atât de mult, băieți și fete. O să suferiți atât de mult. O să trântiți ușa și o să plecați și o să spuneți: bă, asta e, nu-mi permit acum să spun, vă spun eu ce o să spuneți voi. Sau invers, tu o să spui. De ce? Pentru că te-ai căsătorit cu cineva care n-a învățat să fie om. N-a învățat să-și dezvolte caracterul. N-a învățat să facă față la momentele de criză. Nu, n-are bicep și dacă ia o furculiță, te-i tremură mâna. Trebuie să exersați, nu doar în săli, să vă faceți mușchi. Nu sunt împotrivă, și eu am făcut asta cândva. E important să vă exersați caracterul, omenia, competența, discernământul, lucruri care vă dau calitate în viață. Păi ascultați-mă, oriunde veți lucra, când vă va vedea un manager cum vorbiți, imediat vă va chema de acolo și va spune: te rog frumos să vii aici. Vreau să-ți ofer responsabilitatea asta pentru că văd că ești un om echilibrat. Văd că știi să aplanezi un conflict, nu l-a prins. Ce bă, țip la mine, stai să țipe și bărbatul la tine. Ce ești mai deștept? Și tu ești la fel de deștept ca el. Așa sunt oamenii, asta e definiția oamenilor deștept. Să răgnească până îi pleznesc venele de la gât. Avem foarte multe oportunități. Însă, nu întotdeauna suntem pregătiți să înțelegem scopul lor și să le cumpărăm. Oportunitățile, dacă vrei să-ți iei o mașină ieftină, atunci poți să-ți iei. Dar dacă vrei să-ți iei o mașină scumpă, o să-ți iei mai greu. Trebuie să muncești mai mult, trebuie să faci mai mult efort. Toate oportunitățile pe care le ai, trebuie neapărat să ți le însușești, dar asta nu este simplu. Iar toate vulnerabilitățile, ele practic te distrug, îți distrug reputația, îți distrug viitorul, îți distrug prietenii și pur și simplu te distruge pe tine. Vei deveni un anonim. Te încurajez în seara asta să te gândești la lucrurile astea. Am ales să vă vorbesc despre lucruri care se întâmplă la vârsta voastră, în speranța că unii dintre voi veți avea puterea să încercați ceva din ce v-am spus. Asta nu pentru a ajunge manager undeva sau pentru a avea performanță în business, deși lucrurile astea se vor întâmpla în mod indirect, ci pentru a deveni niște oameni de caracter care uimiți prin caracter, prin omenie, prin echilibru, prin discernământ, prin siguranță. În felul acesta veți avea acces la fete cu minți sau la băieți de treabă. Nu-i suficient să vrei să-ți găsești un băiat de treabă când tu, despre tine se spun o grămadă de lucruri proaste, domnișoară. Nu vreau să vă supăr. Și eu am două fete și două nepoțele. Nu vreau să vă supăr, dar vă vorbesc ca un tată. Dacă despre tine se spun lucruri urâte, tu nu vei avea acces la un băiat bun, pentru că băiatul ăla bun, ăla va vrea o fată bună. Tu ți-ai trăit tinerețea într-un fel în care ți-ai stricat reputația și asta pur și simplu te predestinează pentru zona de periferie a băieților. Numai de acolo trebuie să-ți alegi un șmecheraș din ăsta care a se duce la muncă și se mai duce în ianuarie viitor. Pentru că și tu te-ai comportat cam la același nivel sunteți. Dacă vrei un băiat bun, vrei un băiat de caracter, vrei un băiat pocăit, vrei un băiat de scurcăreț, un băiat care să facă bani, să aibă minte, să te facă fericită, să știe cum să se poarte cu tine, te rog frumos, caută băiatul ăsta. Lasă-o cu emoțiile. Ultimul lucru pe care îl spun în încheiere, cred că v-am mai amenințat odată cu treaba asta, este faptul că vă spun că dragostea înseamnă foarte multe lucruri. Lăsați-mă să vă dau un exemplu banal.
Îmi iubesc mama, îmi iubesc bicicleta, îmi iubesc pisica, îl iubesc pe Dumnezeu, îmi iubesc soția. Același cuvânt, dar într-un fel îmi iubesc mama, într-un fel îmi iubesc pisica, într-un fel îmi iubesc bicicleta, într-un fel îl iubesc pe Dumnezeu, într-un fel îmi iubesc soția și fiul. Dar e același cuvânt. Însă dragostea e specifică pentru fiecare dintre ei. Băieți și fete, cultural dragostea înseamnă sex. Dacă mă iubești, lasă-mă să ne culcăm amândoi, să avem sex împreună. Dacă mă iubești, lasă-mă să te nenorocesc și să te transform într-o, cum se numesc fetele care fac sex premarital sau extramarital. Nu-mi permit aici să spun numele. Dragostea se numește îndrăgostirea, care e chestiune chimică și ea poate fi realizată prin atracție, și asta este atracție sexuală, sau prin compatibilitate. Poți să te căsătorești că te simți extrem de atrasă de un băiat și dacă și el se simte atras de tine, știți ce spuneți? Bă, dar ce ne potrivim? Dar pentru ce vă potriviți? Știți la ce vă potriviți? La chimie, adică la hormoni, adică la sex. Voi știți că cineva cu care faci sex de multe ori vei ajunge la starea la care o să te întorci cu capul și o să te uiți după altă fată și poate nu e așa de frumoasă ca soția ta. Datorită legii insuficienței permanente, ce te satisface astăzi, nu te mai satisface mâine. Fetelor, vă dau un exemplu scurt ca să lămurim problema. Te mai simți confortabilă să vii la biserică cu o rochie cumpărată acum 2 ani? De ce? De ce nu te simți? Ce are aia de acum 2 ani? Bărbații își cumpără haine că nu au, fetele își cumpără haine ca să aibă ceva nou. Să lămurim problema, să le spunem și băieților ca să știe. Dragostea de care te îndrăgostești inconștient, ți-a cășunat care buze cum vrei tu, ți-a cășunat care sâni cum vrei tu, ți-a cășunat care fund sau picioare cum vrei tu. Că fiecare bărbat are știți cum, unul vrea friptura well done, unul vrea medium well, unul vrea, știi cum e. Sau altul vrea să mănânce pui, altul vrea să mănânce, ce știu eu ce, pește. Oamenii sunt diferiți din toate punctele de vedere. Dragostea aceasta este un hormon care te împinge în căsătorie pentru perpetuarea speciei. Asta vine inconștient, pur și simplu te trezește atras de numai somn. Nu mai ți arde de nimic, de carte, de muncă, de nimic. Simți să vorbești câte 6-7 ore, dar după ce te căsătorești, de ce nu mai vorbești, mă, 6-7 ore cu ea? Dimpotrivă, vine să plânge la păstor că nu mai sunt deloc, nici nu-i mai răspuns la text message. Păi, dar cum, mă, că ăsta vorbea 6-7 ore cu tine toată noaptea? Asta se numește pasiune, scumpilor. Asta, știința spune, nu eu, în maxim 2 ani nu mai există nimic. Dragostea, care se numește adevărata dragoste, este o alegere pe care oamenii o fac în baza unui angajament pe care l-a luat și în baza unei iubiri care a existat la început în formă foarte emoțional și foarte entuziast. Când Hristos spune iubește-ți vrăjmașii, nu s-a referit la dragostea chimică, că nimeni nu simte să-și iubească vrăjmașii. Fiți sinceri! Hristos când a spus iubește-ți vrăjmașii, a spus alege să faci un bine, alege să te porți frumos, alege să-ți ajuți un dușman pentru ca să vadă că există și domni în lumea asta. Să iubești înseamnă să te oprești la florărie fără să simți nimic. Nimic. Te oprești, iei o floare și te duci și o duci lui maică-ta, dar n-ai simțit nimic. E, maică-ta va spune, băiatul meu mă iubește. Dar ce e iubire, că tu n-ai simțit nimic? Noi credem că iubirea e un sentiment. Ascultați-mă, toate soțiile care sunt iubite nu sunt iubite pentru că bărbații neapărat simt. Sunt iubite pentru că bărbații își manifestă responsabilitatea de a face alegeri iubitoare pentru soția lor. N-am știut lucrul ăsta și din nefericire soția mea a plătit scump pentru că n-am știut. Marea mea mângâiere este că n-a plătit până la sfârșitul mariajului. Cel puțin acum spre sfârșit lucrurile s-au mai îndreptat cât de cât. Închei lansându-vă o provocare, băieți și fete,
Viața, să știți că este foarte scurtă. Când o privești în viitor, e foarte lungă. Eu, ca în viitor în spate, nu ca voi în față. Când mă uit la viața mea, este de câteva săptămâni. Așa de repede a trecut, încât nici nu știu unde am fost în timp ce a trecut. La fel va trece și viața voastră. Și veți ajunge și voi, când Hristos se va întoarce sau când noi ne vom apropia de final. Vreau să vă întreb, conferința aceasta la care participați și probabil că veți participa și la următoarele sesiuni de mâine, de duminică, credeți că creează o atmosferă în care vă ajută să gândiți puțin diferit, puțin mai aproape de Dumnezeu, puțin mai aproape de Biblie, puțin mai aproape de măreția la bărbatul sau la femeia care vreți voi să deveniți? Vreau să vă chem în această seară să deveniți vulnerabili, să știți că schimbările se fac atunci când devenim vulnerabili. Dacă nu vrei să devii vulnerabil, stai acolo unde ești, stai acolo așa cum ești și nu se va întâmpla nimic. Vei rămâne vulnerabil, vei rămâne invulnerabil. Dar dacă vrei să fii vulnerabil, te rog frumos, oprește-te, desfă-ți haina și uite-te aici înăuntru, unde de obicei este acoperit. Uite-te. Și dacă ai lucruri de îndreptat, de curățat, de aranjat, fă lucrul ăsta, că faci pentru tine și pentru viitorul tău. Făcând lucrurile astea, îți întărești relația cu Dumnezeu, iar rugăciunea ta va fi mai ascultată. Părinții tăi vor fi mai bucuroși. Alegerile pe care le faci vor fi mai de succes, iar viitorul tău va fi mai binecuvântat. De ce nu vrei să investești în viitorul tău? În eternitatea ta, în mântuirea ta, în binecuvântarea mariajului care îți stă în față pentru cei care nu sunteți căsătoriți. De ce vrei să trăiești doar clipa ca niște oameni nepocăiți care nu știu de ei? Vreau să vă invit în seara asta să vă gândiți la voi. Când am avut 21 de ani și m-am căsătorit, câteva luni am trăit cu soția mea Carmen, fără să știm ceva despre Biblie și despre posibilitatea pocăinței. Eu n-am știut că există pocăință măcar. Și mătușa lui Carmen, care a devenit și mătușa mea, fiind o femeie care se închina într-o biserică pentecostală, în calitate de mătușa am vizitat-o și ne-a vorbit despre Biblie și despre Isus. Pe mine m-a curentat atât de tare și am devenit atât de curios, încât pur și simplu căutam motive să mă duc, să o vizităm din nou și să îmi răspundă la milioanele de întrebări pe care le aveam în minte. Într-o zi, când noi am plecat, a plecat și ea împreună cu noi ca să se ducă la biserică. Și atunci, pentru prima oară în viața mea, am avut în minte asta, gândul să mă duc la biserică. M-am dus, a fost așa de neobișnuit pentru mine, care mergeam în biserica ortodoxă, să văd parcă eram la cinematograf. Cam așa suntem acum aici, că nu-s lumânări, nu e fum de tămâie și popa cu cădelnița. Am stat înțepenit pe un scaun și eram foarte atent ce se întâmplă. Mi-era teamă că cineva mă întreabă ceva și nu știu ce să răspund, nici nu știam ce urmează. Și după un moment muzical, cum se întâmplă de obicei, un bătrân a predicat și pur și simplu omul ăla a crezut că mătușa mea a spus despre mine, că numai mie mi-a vorbit. Și la sfârșit omul ăla a făcut o chemare și eu pur și simplu am ieșit acolo în față. Nici n-am crezut că voi fi în stare să fac treaba asta. Dar atât de lămurit a vorbit, atât de avantajos mi s-a părut ce spune omul ăla, încât mi-am dat seama că eu vreau lucrurile astea. Și în seara aia, la prima predică pe care am auzit-o în viața mea, am hotărât să-mi schimb viața. Dacă am luat vreodată o decizie care s-a meritat a fi luată, a fost decizia asta. Sunt de atunci în jur de 40 de ani. Acesta este un lucru care s-a meritat să-l fac. O să mor în viitor, așa cum mor toți oamenii, și nu-i nicio problemă că o să fiu mai aproape de Dumnezeu și o să mă duc acolo unde mi-am propus în ultimii 40 de ani să mă duc. Nu sunt mulțumit de mine nici astăzi. Mi-e rușine de multe lucruri pe care le fac rău și de multele pe care nu le fac bine. Dar toate greșelile astea sunt fără intenția mea. Ele vin doar din faptul că nu sunt un om perfect. Și am tot felul de
alunecări, de ezitări, de scăpări, de ieșiri în decor. Dar în sufletul meu regret fiecare lucru pe care nu-l fac bine. Când va veni Dumnezeu într-o zi și va începe un timp fără să mai fie timp, atunci s-a meritat să trăiesc așa. Am acasă o soție bolnavă care nu mai mă atrage din punct de vedere fizic așa cum m-a atras acum 40 de ani. Însă pentru mine e mai prețioasă astăzi. Pentru că lucrurile de atunci nu mai sunt acum. Astăzi eu îi pot îndulci durerea, incapacitățile, suferința pe care o are și asta este datoria mea. Pentru aceasta i-am promis cu 40 de ani în urmă că vom fi până la sfârșit împreună. Mi-am petrecut copilăria fără tată și mamă și toți anii aceia au fost ani în care mi-am propus să mă căsătoresc și să nu mă despar niciodată de nevasta mea. Copiii mei să nu crească singuri cum am crescut eu. Știu sigur că vreau să fac lucrul ăsta și nu voi putea să fac altceva niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla. Trăiesc pentru asta, este visul vieții mele. Vă propun să vă gândiți să deveniți un astfel de om. Nu neapărat să mă imitați pe mine, eu nu merit neapărat să mă imitați. Eu vorbesc despre un ideal pe care îl propune Dumnezeu. Propuneți-vă să fiți fericiți. Propuneți-vă să fiți mai întâi oameni și apoi pocăiți. Propuneți-vă să vă dezvoltați caracterul, propuneți-vă să vă apropiați de Dumnezeu, să vă mărturisiți păcatele și pur și simplu să începeți ceva mai accelerat ca să vă transforme în oamenii pe care și voi sperați în momentele frumoase să ajungeți. Am auzit o întâmplare pe care o mai spun uneori la întâlnirile mele cu oamenii, că un om bătrân de vreo 80 și ceva de ani a avut pe stradă o criză de respirație și ambulanța l-a luat, l-a dus la spital și cred că vreo două zile și un pic i-au pus oxigen și omul și-a stabilit starea de sănătate într-o oarecare măsură și medicul i-a spus că poate pleca acasă. Dar i-a dat un bil, o factură, o chitanță de câteva mii de dolari, în jur de 6.000 de dolari. Și bătrânul s-a uitat la chitanță și a început să plângă. Doctorul și-a asumat că plânge pentru că nu are bani să o plătească și l-a întrebat, probabil că era un om mai inimos: domnule, n-aveți bani să vă plătiți chitanța, factura, din motivul acesta plângeți? Și bătrânul l-a privit cu ochii înlăcrimați și a spus: nu, domnule, am bani. Dar experiența asta m-a făcut să văd ceva ce mă umilește foarte tare. Dar ce s-a întâmplat? A întrebat doctorul. Domnule, pentru două zile că mi-ai pus oxigen, mi-ai luat 6.000 de dolari. De-abia acum îmi dau seama că pentru 82 de ani de viață Dumnezeu mi-a dat oxigen și nu mi-a luat un cent. Și acum mă simt foarte prost față de Dumnezeu, pentru că nici măcar nu m-am gândit la lucrul ăsta. Mi s-a părut că merit asta, că e obligatoriu să am oxigen. Dar Dumnezeu m-a ajutat să văd ce nedrept am fost și să văd cât de mare, cât de bun și cât de generos este Dumnezeul meu. Îți mulțumesc. Dacă ați putea să priviți lucrurile prin prisma asta, viața voastră s-ar schimba mult. Vă propun în seara asta să vă mărturisiți păcatele. Este un mare blestem peste sufletele voastre păcatele astea. Vă propun în această seară să vă angajați să-L urmați pe Dumnezeu cu mai multă responsabilitate. El știe cine e persoana potrivită să vă căsătoriți. El știe care e locul de muncă cel mai bun pentru voi. El știe de actele sau de nevoile voastre de care, sau alte nevoi pe care le aveți. El știe. În fiecare dimineață soarele răsare pentru că El a creat un automatism. Și în fiecare seară se ascunde pentru că El a creat un automatism. El poate să-ți poarte ție de grijă, dar pentru asta trebuie să te întorci, să te duci la El, să-ți ceri iertare de păcatele tale și să-ți propui să-L urmezi. Nu știu care dintre voi aveți de gând să faceți treaba asta, dar mie mi s-a părut la vremea aceea, acum 40 de ani, singurul lucru pe care am vrut să-l fac în seara aia, la prima mea vizită într-o biserică. Iar ceea ce am făcut atunci mă urmărește și astăzi. Am o viață fericită, aștept să se întoarcă Iisus
Nu sunt un om perfect, dar dacă Dumnezeu mai mă ține în viață, am intenția să continui, pentru că sunt perfectibil. Aș vrea să vă chem în seara asta să acceptați provocarea asta. Iar dacă credeți că n-aveți nevoie de ea, puteți să rămâneți liniștiți acolo. Știți că la orice conferință, în general, pastorul îi roagă pe oameni să vină în față. Câteodată mă gândesc să mai fac lucrul ăsta, pentru că e prea obișnuit și urăsc banalitatea. Dar cum aș putea să vă implic? Cum aș putea să mă rog pentru voi? Cum aș putea să vă introduc într-o stare unde emoția e mai mare și unde vei fi mai predispus să încep ceva cu Dumnezeu? Așa de ușor mi-ar fi să mă retrag. Mi-am spus poezia, sunt liber. Însă dacă la noapte Dumnezeu va veni la mine și mă va întreba, ai avut câteva sute de tineri acolo în față și nu i-ai provocat să vină și să ia o decizie puternică pentru că ai crezut că e banal, dar viețile acelor tineri sunt importante pentru mine, va trebui să-i chem la o altă întâlnire cu altcineva să facă lucrul ăsta. Fete și băieți, să reacționați voi cum vreți, dar eu mă simt responsabil în această seară să vă rog să reacționați cu pocăință și să veniți aici în față să ne rugăm pentru voi împreună cu pastorii din biserică. Eu nu știu ce motive ai să vii aici. Poate ai un eșec, poate ai păcătuit, poate trăiești în sfințenie, dar ai un ideal, poate ai o cerere. Aseară am fost la LAR și am făcut ungere cu un de lemn. Și în fața mea a apărut o fetiță de 6 ani. Era foarte timidă și speriată și am așteptat să-mi spună de ce a venit, că oamenii spun care e problema. Și ea nu zicea nimic, m-am uitat la ea și nu zicea nimic. Și am întrebat-o, ești bolnavă? Și a făcut așa, nu. N-a zis nimic, numai din cap. Dar arăta foarte speriată. Și am întrebat-o, dar de ce ai venit aici? Vrei să mă rog pentru tine? Și a zis așa din cap, da. Dar pentru ce să mă rog pentru tine? Spune-mi ceva. Și mi-a spus, vreau să te rogi pentru mama mea, că e bolnavă. Credeți-mă că pur și simplu am fost devastat. O fată de 6 ani. Câte responsabilitate poate să aibă o fată de 6 ani, dar nu pentru ea, pentru mama ei. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că fata asta, când va fi de vârsta voastră, va ajunge departe. Pentru că știe să se lupte și pentru ea și pentru alții. Are puterea să-și rezolve problemele ei și să rezolve și problemele altora. Aș vrea să vă chem să vă ridicați. Și o să invit pe cei care cântă să cânte și o să vă invit pe voi să veniți aici în față ca să ne rugăm pentru voi. Băieți, fete, n-am de gând să insist, nu vreau să veniți aici pentru că nu mai mă opresc cu invitația. Vreau să veniți dacă aveți nevoie să veniți. Dacă vreți să-L întâlniți pe Dumnezeu, dacă vreți să vă rămână în trecutul vostru, evenimentul ăsta ca un reper în care ați hotărât ceva important pentru Dumnezeu, atunci veniți, vă rog frumos, acum aici, o să ne rugăm pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!